Bună seara! Bună seara! Domnul Ion! Dumneavoastră sunteți, da? Da, eu. Așa. Domnul Ion, sărbătoriți ziua de naștere astăzi? Da. Marie, surpriză la ușa ta, v-a adus un gest frumos pentru dumneavoastră. De la cine credeți că este? Știu, nu pot spune, că am multe rude, neam. De la fișori? De la norori? La cine vă să îi trece? Și la Natasha. Facem așa. Deci buchetelul vă aparține dumneavoastră. Așa, vă rog frumos. Mulțumesc. Deci torta. Și evident o poză pentru dumneavoastră. Da? Da. Așa. Frumos. Și nu, da? De ce i-a făcut așa surprinzător? E un mesaj de felicitare care o să-i dăm citire. Și la finele mesajului, da, o să aflăm de la cine este această surpriză. Stimate o magiană, chiar dacă viața nu e așa cum o dorești, chiar dacă cei dragi care iubește mai supără, iartă și uită, zâmbește și bucură-te, privește această zi specială ca pe o nouă pagină din viața ta. Visele de astăzi se devină realitate, speranțele de mâine împlinite, orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să te însoțească mereu. Primește cele mai frumoase urări de sănătate alături de noi, cei care îți dorim astăzi un sincer la mulți ani. Cu iubire și respect, sora Maricica, nepoții Tatiana și Victor, așa, și strănepoților Damian și Daniel și familia Ispi. Corect, da? Deci uitați-vă, ați aflat de la cine este această surpriză. Mulțumim foarte frumos, la sora Maricica. Da, sigur, o să vă lași pe dumneavoastră, da, să le transmiteți un mesaj. Așa, să le spuneți un cuvânt. Să le mulțumesc foarte frumos că nu m-a uitat. Sora nu m-a uitat și nici. Și tot îi doresc și eu mult sănătate și stimă în viață și am să-i stimez cum mă stimează și pe mine. Dumneavoastră mă lec. Pentru că este un gest frumos, da, și emoții de bucurie. Așa, dumneavoastră, din partea noastră, sincer, la mulți ani. Mulțumim frumos. Sănătate și să aveți pe cei dragi aproape. Pentru că asta e important și susținerea. La mulți ani!